Așa cum v-am informat încă de joi 6 mai în jurnalul de știri de la 1 TV, ministrul sportului Eduard Novac a declarat la DEVA că după 1 iunie, microbiștii ar putea reveni în tribune. La puțin timp după aceea, vicepremierul Dan Barna anunța prezența spectatorilor în tribune chiar din această săptămână, când se vor juca semifinalele Cupei României la fotbal. Eduard Novac a spus tot la DEVA că 1 iunie reprezintă o dată rezonabilă la care s-ar putea redeschide arenele sportive pentru public și a mai precizat că, deși se dorește revenirea spectatorilor, acest lucru nu se poate face de pe o zi pe alta. Cred acum de 1 iunie noi lucrăm în cadrul Guvernului în Comitetul Interministerial pentru a relaxa aceste restricții și sper că după 1 iunie o să avem niște posibilități de a aduce înapoi spectatorii în stadioane. Să vedem care vor fi acele posibilități, însă toată lumea dorește și noi să revenim într-un fel la normalitate. Deci, în primul rând, eu văd că toți din guvern își doresc cât de repede să revenim la normalitate, însă faptul că domnul Bana dorește ca pe 12 mai să avem deja public pe stadion este cam greu, deoarece sunt multe lucruri administrative făcute până atunci. Trebuie să elaborăm un ordin de ministru, un ordin comun între Ministerul Sportului și Ministerul Sănătății. Deci timpul este foarte scurt și nu cred că este un lucru viabil. Eduard Novac a mai precizat că se dorește ca microbiștii să revină și în săli, în aceleași condiții ca și pe stadioane, cu respectarea unor protocoale sanitare. De asemenea, ministrul a mai menționat că înainte de Euro 2020, întrecerea fotbalistică în care Bucureștiul va găzdui 4 meciuri, se dorește organizarea unor teste cu public. Însă pentru acestea este nevoie și de avizul Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Noi ne-am străduit cumva să adaptăm o strategie de a intra a spectatorilor în baza unui formular elaborat de către UEFA, ce va fi aplicat în Euro 2020, la Euro 2020, și cred că acela va fi proiectul pilot. Dar cu siguranță de o lună încoace declar faptul că ne dorim câteva competiții pilot înainte de Euro, atunci să vedem care vor fi acelea, dar vă spun așa ca să declarăm dintr-o zi în alta că ne dorim acest lucru, e foarte greu de elaborat. Vorbim de același lucru, indiferent dacă vorbim de fotbal sau vorbim de săli, același protocol, același ori testat cu antigen PCR, diferite ore, ori vaccinat, deci cu siguranță, dar pentru toate acestea avem nevoie de niște regulamente clare și aprobate de către CNSU. Pe de altă parte, ministrul tineretului și sportului a mai declarat la DEVA că nu exclude ca la meciurile de la Euro de la București numărul spectatorilor prezenți să ajungă la jumătate din capacitatea stadionului, adică dublu față de 25% cât prevede actualul protocol de desfășurare al competiției. Da, asta cu siguranță, da. Această decizie a fost asumată de către guvern, către UEFA, în plină pandemie. Deci eu cred că am avea și o șansă ca să creștem până la 50% numărul spectatorilor. Deocamdată avem 25%. Și toți suntem optimiști. Acum să găsim niște formule care, ori vaccin, ori testat, care să ne dea și siguranță, dar să ne bucurăm și de sport. Un prim test cu public în tribune ar putea fi chiar înainte de 1 iunie, mai exact pe 22 mai, când este programată la Ploiești finala Cupei României la fotbal.